Salutare tuturor! Ce faceți în această după-amiază frumoasă? Cum petreceți timp? Știu că o parte sunt la hramurile localității care se sărbătorească azi, Duminica Mare, și felicitări tuturor cu această sărbătoare religioasă creștinilor noștri. Dumnezeu să ne aibă în pază pe toți. Noi venim cu colegii de la nordul Republicii Moldova. Am fost astăzi la Iedini și la Rășcani, unde am avut întâlniri cu cetățenii, cu alegători. Vreau să spun că lumea este foarte deschisă și foarte mult așteaptă o schimbare autentică în Republica Moldova, cu politicieni noi, capabili, profesioniști, patrioți, puternici cu caracter, care pot și vor schimba lucrurile în țară. Deci lumea așteaptă pace. Lumea așteaptă pace, că își doresc pace pentru fiecare familie, pentru fiecare sat, pentru fiecare oraș și pentru întreaga țară. Astăzi este ziua lucrătorului medical. Astăzi este ziua oamenilor în halate albe, oamenilor care, eu aș spune, îngerii păzitori ai populației, ai lumii. Este ziua lucrătorului medical. Vreau să îmi exprim mulțumirea, gratitudinea și susținerea față de toți cei care lucrează în sistemul medical. Medici, surori medicale, laboranți, șoferi de ambulanțe, felșeri, tot ce înseamnă breasla medicală, vreau să vă felicit cu sărbătoarea dumneavoastră profesională. Vreau să vă mulțumesc că voi nu aveți sâmbătă, nu aveți duminică, nu aveți zi de odihnă, nu aveți sărbători, nu aveți anul nou. Voi aveți datoria sfântă să salvați vieți omenești și o faceți zilnic, cu dăruire, cu responsabilitate, așa cum ați dat jurământul lui Hipocrate. Și vă mulțumesc din numele meu personal, a echipei noastre și a tuturor moldovenilor din țară, pentru că luptați pentru viața noastră, că luptați pentru sănătatea noastră. Și încă o dată m-am convins că noi avem oamenii cu un suflet mare, cu un profesionalism deosebit în sistemul medical, așa cum sunt și cei din echipa Pace, cum este domnul Alexandru Grumeză, cum este doamna Tatiana Rotaru, cum este domnul Dmitri Capsamun, cum este doamna Ana Vizir, cum este Nicoleta Bodrug și mulți, mulți oameni, cum se cade, care au decis să servească omenirii prin a le salva viața. De multe ori când viața lor, a oamenilor, atârnă de un fir de ață și se gândesc doar la Dumnezeu sau medicul îi poate salva. Chiar săptămânile trecute, noi cu mama am trecut printr-o situație complicată, că a căzut jos și s-a fracturat mâna foarte grav. Mă bucur mult că medicii noștri sunt atât de responsabili. Când am aflat despre acest lucru, mama n-a vrut să ne spună, a mers cu cineva din rude la spital. Medicii au examinat, au întreprins tot ce este necesar pentru primul ajutor medical și am făcut tot ca ea să simtă bine, să simtă mai puțin durere și prin grijă și afecțiunea pe care au dat-o și dar și acest suport psihologic pe lângă suportul profesionist, au încurajat-o, au susținut-o, i-au făcut și acea intervenție chirurgicală și astăzi mama este bine. Dragi medici, dragi lucrători medicali, indiferent de funcția pe care o aveți, indiferent de statutul în această instituție importantă care este Ministerul Sănătății sau spitalul, policlinica unde activați, vă mulțumesc din tot sufletul pentru tot ce faceți pentru noi. Vă promit că atât timp cât voi avea puteri, susținere, împreună cu echipa noastră vom face și vom crea cele mai bune condiții de muncă pentru dumneavoastră. Vom construi spitale noi,
vom dota cu tehnică de ultimă generație. O să vă acordăm echipament necesar și bineînțeles că vom ridica prestigiul profesiei de medic, pentru că este o profesie care trebuie să fie respectată, onorată și apreciată de autorități, dar și de întreaga societate. Și noi vom face acest lucru pentru că ținem la voi. Noi ne mândrim cu medicii, inclusiv din echipa Pace, și personal am luat o decizie pe care mulțumesc colegilor că au susținut-o, punând în topul priorităților statului medicina și sănătatea. Am luat și o decizie ca unul din medicii noștri, unul din mândria echipii noastre, dar și a medicilor din toată țara, domnul Alexandru Grumeză, care este medic de profesie, este numărul 1 în lista la parlamentare. Asta arată încă o dată susținerea masivă a breaslei de medici, asta înseamnă încă o dată încrederea mare pe care o acordăm noi medicilor, asta înseamnă că noi într-adevăr punem accent și vom susține serios tot ce înseamnă medici, medicină și lucrători medicali. Vă doresc ca familiile dumneavoastră să vă fie sănătoase. Vă doresc ca familiile dumneavoastră să vă înțeleagă de fiecare dată când lipsiți la anul nou, la Crăciun, la Paște și sunteți în sala de operații, fiindcă voi faceți acest lucru necondiționat, gândindu-vă doar la viața omului care stă la hotarul dintre viață și moarte. Și de multe ori de dumneavoastră, anume de dumneavoastră, depinde dacă va trăi un om mai departe sau nu. Și știu că zilnic, chiar și în aceste momente, sunt convins că mulți medici din țara noastră luptă pentru viața unui om. Luptă pentru viața unui moldovean care a nimerit în dificultate. Dumnezeu să vă aibă în pază. Și vă doresc foarte mult ca conducătorii ierarhici superiori să vă aprecieze pentru ceea ce faceți zilnic. Vă doresc ca stima de o altă dată să vă vină prin